În calitatea sa de membru al Consiliului Științific al Parcului Național Piatra Craiului și a Comisiei Naționale a Monumentelor București, ne va prezenta un material cu un titlu cel puțin curios: Praf de sat. Vă rog, domnule arhitect. Domnule arhitect, vă rog. Mă bucur foarte mult să am ocazia să vin să vorbesc despre acest subiect pentru a doua oră în 3 zile. Deci, o să adaptez discursul, pentru că, cum ați văzut, titlul este un pic surprinzător, mă rog. Are un dublu sens. Un sens unde avem, evident, o dezamăgire toți vis-a-vis de ce se întâmplă cu satul la ora actuală. De exemplu, această vale, deci asta este un râu în mediul rural, care a fost total distrus. Deci am făcut praf de sat, prima variantă, și după, totuși, partea optimist, în care eu cred că praful ăla magic, care îl are orice sat, nu putem să-l distrugem așa rapid. Deci este și ideea că satul ăsta are el ceva sentimental unic cu care trebuie să lucrăm. Și prezentarea de azi o să insist un pic mai mult despre cum un specialist poate să intervină în mediul rural folosind acest praf de sat. În primul rând, aș fi vrut să vă explic un pic și eu de unde vin, pentru că am fost foarte bucuros despre această temă, mediul rural, despre satul. Sunt și eu un produs din sat. Tatăl meu s-a născut la Curlenii Orhei. Eu am fost odată acolo, nu știu. A plecat în exil, război, drame familiale, a ajuns în Franța, unde s-a întâlnit cu mama mea, care tot așa era dintr-un sat în Algeria, tot în agronomie, despre citrici, mandarin, clementin. Tata acolo era cu viticultură, după cu cercetare agronomică, cu fundurile, și au ajuns în centrul Franței, unde, mă rog, am crescut într-un satuc de 900 de oameni. Fratele meu acum este pescar în Corsica, deci cumva pescar tradițional, să zicem. Și eu sunt în România, ba la nord, ba la sud, deci mă rog. Ideea că la ora actuală trăim într-o Europa care s-a liberalizat, e clar. Și suntem prima generație în care, dacă nu ne convine, eu cred că putem să mergem mai departe, să schimbăm. Și capacitatea asta de a te exprima, de a schimba lucrurile, cred că nu trebuie să o uităm. În satul cu asta, în Franța, deci aveam o casă cu ușa, cu ferestre, cu tot, dar pe mine nu m-a fascinat acest detalii. M-a fascinat ce face peștele asta, somonul. Deci somonul e unul din ultimile râu în Europa în care somonul mai face această migrație, unde se naște el la izvor, pleacă în Groenland și se întoarce acolo. Deci, încă o dată, natura ne arată că fluiditatea, libertatea asta de mișcare, de exprimare, este la bază. Și atunci acest râu, vedeți râul ăsta? Este un râu care este stăpânit, care este controlat. Dacă ne întoarcem la primul râu, avem un alt context. Aici, evident, nu mai avem somon, nu mai avem fluiditate, nu mai avem viață. Asta, eu nu cred că Saten au fost responsabili pentru așa ceva. Și specialiști care au venit să ne explic despre inundație, despre riscuri, despre lucruri poate prea complex, pentru că finalitatea ar trebui să fie cum relaționăm noi cu natura în mediul rural. Așa. Acum un an, doi, am avut câteva intervenții despre ce înseamnă specificul amenajare în mediul rural, care era un fel de curs destinat cu arhitecți care vreau să discut, să dezbat despre acest subiect. Și evident, eu am insistat pe legătura asta cu teritoriul, pentru că viața la țara, țaran, rural, campani, tot timpul avem o referință cu pământul, cu natura. Și atunci, evident, agricultura se impune așa ca o activitate esențială,
care, dacă ne analizăm un pic istoria, nu este foarte vechi, adică agricultura a apărut acum 5.000 de ani și de atunci, când a început omul să se așeze, să se cultive, se transformă mistreț în porc și lup, în câini, atunci teritoriul a fost amenajat și noi suntem cam în același mișcar și la ora actuală. Civilizația asta țărănească este în schimbar profund. Am văzut și alte prezentări cu roboți, cu informatic, cu satul meu în buzunarul meu în telefon. Deci avem multe întrebări să ne punem și să ne gândim libertatea asta vis-a-vis de natura, putem să o menținem cu borduri, putem să venim într-un mod mai strategic să o definim sau nu. Ca concluzie despre partea asta de introducere, Virgiliu, evident, deci clasic, n-am inventat nimic, acum 2000 de ani, zicea el deja prea fericit omul de la țara, dacă își cunoaște bunurile, orizont larg, peșteri, lacuri vii de apă naturală, văi răcoroase, mugheri de boi și somn dulce sub arbor, asta sunt comorile, asta sunt palatele. Deci eu cred că aici exact asta trăim. La ora actuală nu prea s-a schimbat nimic. Deci casa în sine nu există dacă nu are în jurul ei acest teritoriu, deci o bază pământen, o legătură ceresc cu misteriul naturii, cu Dumnezeu, cu cine vrem noi să vedem în partea de sus. Deci în 400 în Italia, vila în sine era evident o arhitectură, dar era un teritoriu cu anexe gospodărești, cu grădini de agrement, dar și cu zonele productive. Mai multe variante, mai multe specificitate locale, dar la baza tot timpul regăsim acest legături cu teritoriul, care noi, prin modernizarea satului romanesc, de multe ori, asta vedem. Din explicații de siguranță, de fluiditate, deci multe argumentari care tot timpul au uitat care este definiția în această imagine între omul și natura. Deci, eu cred că aici asta este cea mai bună exprimare a catastrofei care noi specialiști o acceptăm. Și la ora actuală, apele romane și multe alte instituții nu iau măsuri, adică au 30 de ani, nici nu știu că e un specific aici destul de brutal care face că asta este riscul actual. Deci un risc care nu vine de la Satan, vine de la cei care finanțez acest gen de proiect. Deci, un sat în mediul rural și, în același timp, ne dorim cu toți natura asta sălbatic, România, țara urșilor, lupilor. Deci, evident, protejam, nu mai vedeam urși, totul devine o natură idealizată, dar care și aici este stăpânit, încă o dată este o voință politică care zice vrem o natură cu animal sălbatic, cu misteriu, sau vrem o natură cum avem aici, o mănăstire superb, cu zona de stuf, cu o biodiversitate, numai că dacă studiam un pic, asta este cea mai mare groapă de gunoi din București, deci unde s-au aruncat gunoaiele, zeci și zeci de ani, în zonele mlaștinoase cu izvoare, lângă o mănăstire. Deci, natura în sine este o iluzie, este o construcție mentală, care trebuie să o definim prin acțiune diverse, prin proiectare, prin căutarea asta fericire, aș fi zis. Pentru că aici vreau să ajung, cred că satul, mediul rural, este scara ideal în care putem să avem intervenție exemplar, să se aud, uite cum a făcut vecinul, hai să facem și noi. Putem să intrăm foarte repede într-un contact bun cu autoritățile locale, cu oameni din zona. Și atunci, eu aș fi zis, da, mediul rural poate să devină domeniu exemplar cu studii pilot și lucruri inovator. Pentru că mediul rural trebuie să devină inovator. De exemplu, aici acum o să trec la câteva proiecte unde am lucrat, unde am colaborat. Unul la Campul Muștel, deci o vila istoric. Este un orașel mic, de 20.000 de oameni, într-o zonă foarte reputată pentru tradiție, cultura țărănesc și zonele montane.
avem evident un monument de arhitectură care a fost renovat, foarte frumos. Monumentul ăsta de arhitectură primește în fiecare an oameni din România, normal, dar și din afară, din Franța, din Anglia, din Italia, care vin acolo pentru ce? Deci ei nu vin să stau numai să beau o cafea aici în cerdacul ăsta. Vin să descoperă încă o dată un teritoriu. Deci în fiecare an am avut câteva activități, de exemplu despre biodiversitate și peisaje din zona, unde am studiat vegetația, flora, fauna. Am plecat pe teren, am descoperit noi peisaj, am ajuns la concluzie că dacă stăm numai în vila, nu e destul. Trebuie să mergem la plimbar, prin teritoriu. Plimbările astea am plecat cu GPS, cu le Village Pocket. La. Am făcut câteva trasee care ni s-au părut mai interesante, pentru că interneam meșteri, interneam locuri și oameni deosebit. Și acest mediu rural, dintr-o dată, a trăit, a existat. Mă rog, trăia și fără noi, dar este exemplu, exact diferența între mediu înconjurător și peisaj. Deci, mediu înconjurător, sălbaticiun. Peisaj înseamnă că noi avem capacitatea de a-l transforma în ceva plăcut, într-o fericire, într-un moment plăcut. Deci, am studiat tot, vrem să înțelegem cum s-a creat peisaj la timpuri geologice, vrem să înțelegem de ce pădurea este așa dintr-o singură specie și acum 100 de ani de ce nu era. Deci am venit, am citit peisaj, am comunicat cu populațiile locale și am descoperit că, de exemplu, foarte multe zone sunt mai vegetalizate la ora actuală ca acum 100 de ani. Și este și logic. Deci toată lumea se luptă să salvăm pădure. Ok, foarte bine, dar în același timp nu vorbește nimeni despre riscul că peisajul se va închide. Odată că cetățenii vor pleca, cine va cosi, cine va întreține peisajele? Deci am avut un an unde am luat toate cărțile poștale vechi, de acum 100 de ani, și am fost în același loc să facem pozele și am avut mai multă concluzie legat de ce am făcut cu patrimoniul nostru local. Un alt an foarte interesant a fost când am vrut să mergem și mai departe despre acest căutar de fericire. Deci am văzut cu poze, peisaj, plimbar, dar ne lipsa partea gastronomică. Și atunci am luat o gospodin dintr-un sat în zona, am adus un bucătar din Franța și am zis hai să studiam acest teritoriu, ce se întâmplă la piața, în oraș, ce se întâmplă într-un sat de 50 de oameni și ce se întâmplă în zonele montane. Am plecat, am văzut fiecare entitate cum transform produsele, ce mănânc. Deci am fost să-l vedem pe nanelul cu vaca, cum face brânza, am fost în grădina să vedem ce plante sunt, ce rețete sunt, am fost la stâna. Deci am descoperit esența peisajului care după am pus pe o masă toate produsele și am încercat să ne jucăm un pic și cu gospodin Tanti Mariana și cu Teo Bucătaru și am venit cu noi rețete. De exemplu, aici era o jințicota, făcut deci cu jințița de la munte, cu un pic de zmeura, cules tot așa în zona. Deci rețetele au intrat într-o nouă conexiune. Acum cine vine la vila are rețeta, are locul unde poate să se duc, să se pierd, să caut produsele. Deci cred că aici am atins un pic esența peisajului, cum trebuie să le înțelegem. Bun. Un alt proiect, tot în zona rurală, un cimitir, aici vorbim despre memoria, am vorbit la început despre războaie, oamenii care au fugit, care au murit și, în mod surprinzător, 100 de ani de când s-a terminat primul război, am avut un proiect de reabilitare acest cimitir, unde aici sunt amestecat și români, și austriaci, și nemți. Locul ăsta am încercat să respectăm materiale locale, șița, piatra, să venim cu o zonă înierbat, care să fie mai mult cu opajiște, cu flori,
nu neapărat un gazon englezesc, să fie adaptat mediului rural și, evident, să avem o parte explicativ de sensibilizare. Încă o dată, cred că sensibilizarea aici va fi mult mai mult de impact decât orice regulament impus. Deci fluiditatea naturală din mediul rural, să încercăm să o respectăm. Ce se întâmplă acum? Copiii de la școli din zona, toți primari vin acolo, vizitează și eu cred că fiecare copil care vizitește cimitirul ăsta poate se va gândi că, într-adevăr, s-au luptat pentru libertatea aici oamenii și aici are câteva explicații care, la rândul lui, poate le va transmite. Un alt proiect care a fost intitulat Grădinile Satești a fost realizat în colaborare cu Muzeul Țăranului din București, pentru că am observat că acolo, la Muzeul Țăranului, aveam explicații despre case, despre mobila, despre costum tradițional, tot. Dar țăranul, până la urmă, el n-avea grădini, n-avea pământ, n-avea... Și atunci am zis, hai să luăm trei grădini diferite, unul la munte, unul la câmp, unul la deal, și să vedem ce se întâmplă în fiecare an, să înțelegem de ce cuțitul ala rotund a fost folosit la vie, de ce se semena, mă rog, toate detaliile astea legate de viața agrară. Am avut, evident, și în muzeu câteva intervenții, tot așa, cu copii despre sensibilizare și mulți copii, era prima dată când puneau și cartofi, ceapa, deci lucruri care mi se pare de ris, dar pentru ei erau momente de bucurie. Și cred că lucrurile astea, aplicațiile informatic nu vor putea să le înlocuiești, pentru că într-o lume foarte conectată, luxul adevărat devine reconectar cu tine în sine, să te duci tu, să te regăsești, să-ți regăsești fericirea asta corporal, sensorial. Și atunci, eu cred că lucrurile de genul ăsta vor putea fi dezvoltat prin ajutor sistemele informatice și asta, să putem să punem mâna din nou. Despre anotimpul de toamnă, aici am dezvoltat partea asta de conservare, de beci, pentru că până la urmă orice magazin, orice beci a unui gospodării este locul în care regăsim toate esențele peisajelor de la persoana respectivă. Un alt proiect, o să merg un pic mai rapid, da, să nu vă plictisești, un conac în sudul țării, deci în comuna Izvoru, care în 2010, când a fost redat proprietarilor, mai avea acoperiș, cât de cât o prispa. Deci vedeți că după, în 6 ani, nu mai avea nici acoperiș, nu mai avea nimic. Deci, noi vorbim dintr-o perioadă recentă aici, da? Deci casa, conacul mic, ce s-a întâmplat în perioada recentă. Aici, problemul care e? Pentru că suntem lași, adică toți suntem lași și ce se întâmplă azi în țară. Noi, apele romane, admitem să punem beton, admitem să se distrugi și stăm foarte pasiv, că așa am fost crescut de 50 de ani. Dar sunt lucruri care, la un moment dat, eu cred că noi trebuie să ne implicăm mult mai virulent în reacțiile, mă rog, care trebuie să le potrivim. Deci, odată ce am primit un conac distrus, ce ne-a rămas? Ne-a rămas, evident, un teritoriu fantastic, pentru că conacile astea nu se așezau într-o zonă afară teritoriu. Tot timpul era o expunere, un râu, o pădure, era o explicație teritorială. Și atunci, într-adevăr, am descoperit că Valea Teleorman este o vale splendid, cu multe zone inundabile, în zona câmpuri agricole, în care toți animali mănânc și seara vin aici, în acest refugiu natural, și atunci, din conacul ăsta pus aici pe un belveder, cu apa, cu izvoare, avem în zona un adevărat, o adevărat oazis, care asta am zis că o să încercăm să o valorizăm pentru proiectul. Avem și un plan istoric a parcului, în care vedem că aveam zonele de agrement cu lac, cu perspectiv, dar aveam și aproape o treime din suprafața dedicat producției, vii livezi și zonele de zarzavat. Pentru ce? Pentru fericirea gastronomică. Să putem să mâncăm, să împărțim acest moment la masă.
Și atunci n-am apucat cu toate terenurile care au fost recuperat să vedem ce putem să producem pe fiecare lot și cum toate astea putem să-l punem la masa când vine cineva și cum o să reușim să-l comercializăm în timp. Deci teritoriul care undeva vine să salvează o ruină, care probabil că ruina va rămâne o ruină, pentru că la ora actuală nu are nimeni interes să se ducă acolo pe o terasă să bea un vin de lux, că în lângă tine jumătate din sat este bețiv, jumătate analfabet, deci trebuie să lucrăm, să permitem populație să vină, să se implică într-o activitate mai, așa zis, mai sănătoasă, mai cultural și să fie o bucurie împărțită. Deci, câteva schițe cum am început să renovăm proprietate cu zonele inundabile, cu zonele de cultură, atelieri în care tot așa au venit divers voluntari se pun mâna, se lucrez, am făcut atelier de desen și grădinărit, deci tot așa e în ideea că istoria trebuie și noi să o scriem, pentru că judecătorii, tribunal, niciodată nu va zice cine a distrus conacul și cine va răspunde. Deci, până la urmă, am zis că noi, prin desen, prin ce facem, o să lăsăm și noi urme și fiecare va interpreta istoria când va dori. Deci, atelier de desen și grădinărit, producția vegetală, producția animală cu porci din asta mangalița, care acum sunt în mare renuire, cu pregătire culinară, iar desen, deci, iar emoții, deci această piatră de moară care erau pe pozele vechi, am găsit aruncat prin tufe. Aveam un cal din asta semi-salbatic care nu prea asculta, ne-am pus mai mulți pe el și l-am legat și am reușit să tragem piatra de 500 de chile, am pus piatra și dintr-o dată s-a aprins o scânteie acolo și toți care au fost au plecat la ei și au povestit și sensibilizarea asta, fericirea asta s-a împrăștiat. Deci ca proiectant eu cred că și partea asta trebuie să o cream. Un alt proiect, un atlas de peisaj transfrontalier, deci da, Europa Marit, putem să circulăm mai bine. Deci aici avem Dunăre și ideea era să analizăm județele transfrontalier, să vedem un pic care ar fi strategii de mâine într-o zonă care pentru majoritatea persoanelor nu prea prezintă interes peisager sau turistic sau cultural. Foarte rapid am ajuns la concluzie că, într-adevăr, avem o amnezie culturală și multe zone va trebui să ne regândim cum să recreăm acest specific local și atunci unul din scule care l-am folosit a fost să facem un diagram în care încercam să definim un pic peisajul și vedem foarte bine că peisajul nu era definit decât de arhitectură. Deci arhitectura era aici, în Portocalii, aveam agricultura, aveam tot ce este legat de potențial natural, de potențial hidrologic, de prezența apei, de patrimoniu imaterial, de caracteristic uman, demografic și de dezvoltarele urban și infrastructurii. Această constelație am încercat să le lăsăm foarte deschis, adică, de exemplu, nu am zis câte animal avem după statistici în teritoriu. Că erau zone unde aveam 2000 de animale într-o comună. Numai că tu nu le vedeai. Era într-un graj închis, deci în peisaj nu existau. Deci am încercat să definim toate criteriile astea, incluând partea asta sensibil al teritoriului și al modului de viață. Fiecare zona după a avut câte o steluță în care am văzut vizual că un teritoriu era mai mult definit de zona de apă și de pădure decât de patrimoniu imaterial sau arhitectură. Și eu cred că fișele astea ar putea să stau la baza unor discuții de recrear specificului local în această zonă. Mă întorc un pic la nivel de strategii și aici aș vrea să sublinez o notă de speranță că când au apărut galurile, deci galurile sunt acest grup intercomunal care vin ei cu câteva strategii și gestionează fondurile la nivel local. Acest gal, eu cred că sunt oportunități fenomenale
și pentru arhitect, și pentru toată lumea, să putem să intrăm în contact cu tot cei din zona, pentru că acolo vin banii. Acolo putem să discutăm cu cei din zona care sunt activi, care vor să se implic și unii vor lua buldozer, unii vor face o pensiune, unii un traseu turistic, nu contează. Dar eu cred că acest structur de gal este o soluție foarte viabilă pentru sensibilizarea în zonele rurale. Am avut, deci, câteva proiecte aici, că așa s-a dorit din partea comunei și administrației, să valorizăm patrimoniul ăsta culinar cu brânzeturi, cu ce tip de animal, cum pășunează, cum este viața la munte, care sunt elemente caracteristice a peisajului. Am pus panourile prin sat, un gest care pare foarte inutil uneori, adică te gândești, oamenii ăștia n-au canalizat și noi punem un panou despre transumanța. Cred că nu e chiar așa inutil, e ieftin, e simplu de făcut și toți care au trecut în sat începeau să vorbești și s-a creat acest evei, aș fi zis. La fel pentru alte comuna, despre drumul pietrii, celebra piatra de Albeș care a fost folosit la toate conacile, a ajuns la ora actuală să nu mai poate fi lucrat. Și atunci am găsit meșteri care mai erau, i-am pus în ghid din ce era în zona și acum mai vin copii cu atelier și au început totuși să se mai trezește un interes. Deci, pas la pas, poate că o să reușim ceva. Tot așa, intrun de melf care, eu sublinez, pastrează libertatea oamenilor de a gestiona peisajul lor local, în care pe lunca satului avem o troiță, avem o fontenă, dar avem și grămada de lemn, de pietriș, o mașină parcat distrus, o zonă cu niște copaci gestionat între vecini, animali care vin. Deci o fluiditate și o multifuncționalitate a spațiului rural, care o regăsim evident în relație cu teritoriul. Deci aveam zone de sat foarte intim, zonele de producție, zonele de sălbaticiuni. Și eu cred că orice teritoriu, aici este într-o zonă mai montană, orice teritoriu ar putea să se gândește la acest echilibru între hortus, agher și saltus, pentru că în saltus, acolo se vor naște poveștile, legendele, copii care sunt mâncați de lup, etc. Deci, în saltus se întâmplă. În agher, aici va fi frumusețea, munca omului pe câmp și în hortus, intimitatea casei. Deci, cred că o strategie pentru mediul rural ar fi bine să integrez aceste trei zone și libertatea de mișcare, cum este Somon, cum suntem noi, în care omul, dacă nu e bine aici, poate să se duc, să se plimb, să vezi și să fie o rezultată legat de produsele care pot fi exportate. Un alt exemplu mult mai mic despre această autonomie rurală. O casă din pai în Dorohoi, un aitist instalat acolo, pierdut pe un dal, a vrut o casă din pai, a vrut să trăiești bine, să fii într-un moment de fericire permanent. Deci, gospodăria lui a fost amenajat cu un pic de toate, exact cum erau comunitățile astea rural, și cu zone productive, și cu zone de agrement. Deci, un nou model, eu cred că satul românesc poate fi considerat un nou model de autonomie. Pentru că, până la urmă, foarte mulți oameni care au decis să rămână în zonele rurale au apa, au lemn, au brânza, carne, se descurc și nu prea ar fi de acord să se duc la o fabrică pentru 15 milioane, adică pentru un salar mic și să nu-ți mai poți să gestionezi timpul. Toate lumea vorbesc despre permacultură. Pe permacultură, eu cred că are mult de învățat despre satul românesc. De exemplu, satul românesc care devine inspirația pentru cartierele cele mai luxoase în București. Deci la Snagov, o proprietate așa de 30 de hectare, care a fost gândit cu o lotizare din asta ca un puzzle destul de faragust. Și din discuțiile cu proprietar am ajuns la concluzie că ar fi bine să rezervăm partea principală pentru producțiile agricole, cu livez, zone de pașunat, zone de zarzavat, solar și în mijloc o clădire, un fel de han, așa, o catedrală modernă, care să fie dedicată acest stil de viață, unde mănânc bine, unde trăiești bine. Și în zona perimetral să se dezvolte în timp
case de locuit pentru acest nou sat, ecosat. Deci un proiect care evident se inspiră din zonele rurale. Și ultimul exemplu, ieri am vorbit mult despre satele care dispar în zonele metropolitane, cum ar fi la București, în Ilfov. Cazul Chitila nu l-am abordat ieri, că era exact în zona. Evident, satul nu mai e satul, a devenit oraș. Izlaz nu mai e Izlaz. Izlaz se transformă într-un parc urban. Din acest parc urban, noi am făcut un proiect, acum s-a obținut și finanțare și va intra în execuție. O mare minune s-a întâmplat. Apele romane au acceptat să avem aici niște palplanși care prezervează zonele de stuf pe lângă unui luci de apă. Deci așa ceva, pentru zona București, este un mare pas. Deci luciurile de apă vor fi mici și legate de zonele de belvedere și restul vor fi inaccesibil și prezervat pentru ecosistem valoros care există la ora actuală. Și în rest, activități, evident, pentru parc de contemplare și sociale, și activități mai active de sport, și majoritatea parcului rămâne o zonă calm, fără nimic, în care omul poate să vin să se reconectează așa la nivel local, un pic cu natura, deci am încercat să evităm aici prea multe activități. Deci satul se transformă în oraș foarte bine, satul poate să dispare, asta e, dar să nu uităm să căutăm fericire prin proiectele noastre. Eu cam așa aș fi vrut să zic, că cred că asta e important. Dacă aveți întrebări. Mulțumim. Mulțumim, domnule arhitect Triboi. A fost o viziune a arhitectului care trebuie, în primul rând, să facă educație celor care au bani și care, poate, nu din vina lor, nu știu să-i folosească.